participat și la edițiile naționale ale evenimentului organizate la Ploiești, am fost invitați la Târgu Jiu. Studenții noștri și sperăm și dumneavoastră, o parte dintre dumneavoastră, au fost prezenți la toate aceste evenimente, ne-au reprezentat cu succes, ne-au făcut să fim mândri de ei și au luat o serie de premii la aceste evenimente. Pasul 1 dumneavoastră l-ați făcut, sunteți prezenți la ediția a 15-a sesiunii de comunicări pentru studenți și masteranți din cadrul Facultății de Științe Economice. Sperăm ca fiecare dintre dumneavoastră aici să lase un pic din el, adică să vedem că dumneavoastră ați lucrat, v-ați implicat în proiectele pe care o să le prezentați. Noi o să vă recompensăm la finalul evenimentului, va avea loc și o premiere, iar cele mai bune lucrări vor merge, noi o să ne sfătuim între noi, cadrele didactice, și vor merge mai departe la evenimente la care noi suntem invitați ca și facultate, fiind membri ai organizației, asociației facultăților de științe economice din România. Unul din obiectivele universității este de a crea aptitudini de cercetare pentru studenții noștri. Sesiunea noastră se înscrie în acest obiectiv, nu ultimul și foarte important, de crearea aptitudinilor de cercetare. Prin intervențiile dumneavoastră vă aduceți o contribuție la ansamblul cercetărilor făcute, efectuate în universitatea noastră și, așa cum se menționa, probabil o parte sau chiar toate din cele pe care le veți prezenta vor fi strânse și într-un volum de materiale cercetări ale studenților și masteranților. Aveți tot respectul și considerația noastră pentru participare și vă iubim! Succes! În primul rând vă felicit pentru efortul pe care l-ați făcut. Noi, prin menirea noastră de dascăl, vă transmitem nu numai cunoștințe profesionale, dar încercăm să vă transmitem dragostea pentru cercetare. A fi cercetător este un lucru minunat. Vă spune un om care a lucrat foarte mulți ani în cercetare. Am avut șansa de a avea profesori, așa cum știți, studenții mei, de a avea dascăl deosebiți care ne-au insuflat și nouă dragostea pentru cercetare. Sunteți, aveți capacități intelectuale și nu știu dacă știți, dar și noi ca profesori avem în norma didactică ore de cercetare. Și dumneavoastră trebuie să mergeți, poate unii veți îmbrățișa această, să zicem, meserie de cercetător, care este superbă. Vă îmbogățiți vocabularul, vă îmbunătățiți cunoștințele și aveți posibilitatea să vă spuneți un punct de vedere într-o anumită problemă. Am apreciat la cei pe care i-am coordonat dragostea cu care s-au aplicat asupra subiectelor, dorința de autodepășire prin faptul că ai mei studenți sunt anul întâi. Și e un lucru minunat ca din anul întâi să începi să cauți, să descoperi, să-ți pui un punct de vedere. Mult succes și felicitări pentru tot ce ați făcut! Mulțumim, doamna profesoară Bolan. Să știți că avem aici cel mai tânăr membru al colectivului nostru de cadre didactice, domnul Geo Spânulescu. El are acum mari emoții. Dar cumva noi trebuie să predăm ștafeta în toată povestea asta. O să-i predăm lui Geo, probabil că o să își formeze și el o echipă dintre dumneavoastră, da? Dintre cei prezenți aici și printre studenți în general. Și atunci Geo este colegul nostru, Geo, este cel care noi l-am desemnat a fi cel mai aproape de dumneavoastră. Este și reprezentantul Asociației Studenților din cadrul Universității Hyperion. Dacă dumneavoastră aveți neclarități, propuneri, să știți că le puteți discuta oricând cu Geo. Și aș vrea să vă spună și el câteva, chiar dacă are emoții, eu îl rog frumos să le depășească un pic și să vă adreseze câteva cuvinte. Așa începe totul. Așa că chiar dacă se bâlbuie, să știți că este greu și când o să... Eu am mai pus studenții în locul meu și au văzut că este greu, așa că vă rog să fiți înțelegători. Domnul Geo Spânulescu. Mulțumesc.
Eu o să o păstrez scurt. În primul rând, vă felicit deja de acum, pentru că asta este într-adevăr tot o dovadă de curaj, că ați avut inițiativa și curajul să participați la acest eveniment. Este un mic pas către a vă descoperi pasiunile în domeniul profesional și totul ar trebui să fie foarte simplu și n-am să mă mai întind prea mult la vorbă, că deja s-au spus destule. Vă urez baftă în continuare. Mulțumim, Geo, pentru mesajul tău așa în stilul studențesc. O să începem, o să trecem la prezentări. Cele mai multe întrebări și așa este, da. Chiar dacă ați avut emoții în timpul prezentării, să știți că ați recuperat ca și prezența activă în sală și pentru asta vreau să vă felicit. Da. Sandu Niculescu, Roxana Mihaela. Călea Iordan, Florentina Letizia.
Andreea Lucian. Se poate mai mult. Dacă veneai cu mâncarea, era mai bine. Chiria Mihaela. Antoiu Sergiu Paul Sebastian. Colegii tăi te-au votat, dragă, să știi. A făcut un liceu tehnologic. Dar tot ce ești foarte frumos ai prezentat. Foarte frumos. Și ai fost propus și de, iartă-mă, și de clasă. Marin Marian Ion. Dotație care este scris de două ori, așa că nu vă mai dau un diplomă, că n-are sens. David Dupman Cherina. Da? N-a spus dumneavoastră. Bujor, Alina Roxana. Au cam lungit-o. Și așteptăm impresii și propuneri cum să facem la anul, să avem și mai mulți studenți la această sesiune și cât mai multe idei din acestea care să vă placă și vouă, să vă intereseze și pe voi și să aveți și dragoste să prezentați ceea ce știți.